Gruparea în cauză a fost documentată pe parcursul a 3 luni de zile, fiind alcătuită din mai multe persoane, însă identificate de, la moment, 3 persoane. Vârsta acestor persoane este între 33 și 52 de ani, unul dintre care anterior condamnat pe mai multe infracțiuni, însă chiar și ultima dată condamnat pentru punerea în circulație a banilor falși. Pentru a fi documentați mai amplu toate aspectele și identificarea tuturor membrilor, în această grupare a fost infiltrat un colaborator sub acoperire. S-au efectuat mai multe achiziții din start, a câte o bancnotă de fiecare, deci se achiziționau, merge vorba de bancnote cu nominalul de 20, 50, 100 și 500 de euro falsificate. Din start s-au achiziționat câte o bancnotă, ulterior s-au făcut careva achiziții a sume mai impunătoare, deci de 500, 1500 de euro, erau achiziționate la valoarea de 38% din, dacă am putea spune, valoarea bancnotelor care erau puse în circulație. Și deci, după achizițiile acestea care au avut loc, la 1.4.2015, aproximativ la orele 22, în urma unei înțelegeri, deci a fost reținut unul din acești figuranți, în momentul ce punea în circulație 9.000 de euro falși cu nominalul de 500 de euro bancnota.